Pe ce loc se situează alimentația în topul acestor secrete ale longevității? Sunt două aspecte la alimentație. Calitatea și cantitatea. Aceste două lucruri trebuie să le aprofundăm foarte bine. Aspecte concrete. Concrete. Vedeți, una din majoritatea cauzelor bolilor actuale este industria alimentară. A devenit datorită confortului omului, care nu mai vrea să-și gătească acasă, să meargă la supermarketul să-și asigure alimentația. E o foarte mare greșeală, fiindcă în alimentația industrială se urmărește în primul rând profitul cu orice scop, indiferent de calitatea care o oferim oamenilor. E destul să citez atâtea edulcorante artificiale, începând chiar de la zahăr, care este una din cele mai nepotrivite edulcorante. Deci, edulcoranți, aromatizanți, corecturi de gusturi, coloranți artificiali, arome, absolut toate acestea furnizate de industria chimică de sinteză, nu din natură luate. Toate acestea poluează alimentația de fiecare zi. Deci calitatea este deplorabilă a alimentației bazată numai pe industria aceasta alimentară care a câștigat mult timp. Poate că ni s-a modificat cumva și gustul de ne dorim alimente, da, cu din gust ce mai pregnant, mai... din păcate, da. Și de aceea, da, industria aceasta alimentară profită. Profită de acest lucru ca să-și vândă marfa, niște aromatizanți din ce în ce mai puternici, mai agresivi, și încet, încet gusturile adevărate s-au atrofiat. În ceea ce privește alimentația, am teoriile mele, combat 100% recomandările alimentația după grupa sanguină. Da. E o mare prostie. Adică facem 4 cantine, atâtea grupe sanguine avem, pentru 7 miliarde de oameni. Sau după horoscop, facem 12 cantine și să mănânce 7 miliarde de oameni, 12 tipuri de mâncare. Nu putem generaliza. Da, vedeți, astea sunt greșeli esențiale care se fac. Alimentația trebuie să fie după latitudine, longitudine, sezon și tradiție. Da. De ce zic? Ați văzut chiar și în țara noastră, cei din sudul țării preferă uleiurile vegetale, cei din nordul țării preferă grăsimile animale, untura și așa mai departe. Și gătesc untura. De ce? Fiindcă în nord iarna durează 6-7 luni, în sud 3 luni. Da. Și atunci ai nevoie. De exemplu, ca să extrapolăm mai departe, un eschimoș trebuie să mănânce 6 până la 800 de grame de grăsime pe zi să reziste la minus 60 de grade. E incredibil. Incredibil. Puneți un african numai 60 de grame să mănânce, că a doua zi e bolnav. Deci, în funcție și de climă, de condiții, de mediu, și în special, să nu uităm că alimentația de acum 50, 60, 80, 100 de ani era mult mai sănătoasă datorită faptului că nu era așa de diversificată și sofisticată cu mirodenicul. Era simplă, de la sursă sigură, nu existau insecticide, erbicide și îngrășăminte chimice, era totul natural. Simplă ce înseamnă? Că mâncai de mai multe ori același lucru? Pentru, da, că pe noi, mai ales copiii, ne întreabă, da, zilnic, astăzi mâncăm ada, iar mâncăm spanac, sau iar mâncăm fasole verde, sau iar mâncăm salată de nu știu ce. În timpul și săptămânii, foarte...
Mâncau. Foarte multe. Masa de la mic dejun este plină de alimente și ei sunt nemulțumiți pentru că le mănâncă pe aceleași în fiecare zi. Da. Și produc perturbări extraordinare, fiindcă între ele sunt incompatibile. Uh-huh. Să asociez cu amidon, dulciurile și așa mai departe, e incompatibil pentru organism. Aceeași valoare energetică se triplează. Am spus... Ce nu este bine să asociem? La ce vă referați? Amidon cu ce? Păi, sunt... Dacă ne referim la micul dejun. La micul dejun recomand în primul rând un pahar de suc de fructe sau un compot foarte bine făcut pentru hidratare. Începem cu hidratare. Al doilea, cât, să zicem, o jumătate de banană. Să începem cu hrană vie. S-a constatat că dacă începem cu hrană vie, micul dejun și masa de prânz și chiar și seara, atunci numărul de leucocite rămâne la 9000, la nivel constant. Dacă începem cu carne sau cu grăsime sau cu mai știu ce, numărul de leucocite ajunge la 20.000. Este o reacție de contraapărare a corpului nostru, a capacității noastre, împotriva unui corp străin infecției. În infecție și în supraalimentație se întâmplă acest fenomen. Iar după aceea, este bine să fie 30% cel puțin din alimente care conțin amidon. 20% să fie grăsimi, unt, nici într-un caz margarină, care e dăunătoare. Da, mai bine deloc. Și care există, din păcate, și astăzi la noi în produsele de cofetărie. Da, patiserie, cofetărie. Așa. După aceea, este foarte bine să asociem câteva crudități, hrană vie. Fie puțin morcov ras, salată verde, formă, avem de sezon acum să găsesc absolut de toate verdețuri, iar după aceea putem înlocui foarte bine zahărul cu miere, care e mult superior la toate celelalte, și la sfârșit de tot putem încheia și cu ceva dulce. Ce ne recomandați? Ciocolată, prăjitură. Ce înseamnă ceva dulce? Ceva dulce înseamnă ceva care nu are zahăr. Da, o să fie ceva dulce fără zahăr. Fără zahăr. Cu fructoză, un fruct dulce. Ce? Păi... Miere. Mierea în primul rând și, pe urmă, fructele de sezon. În fiecare sezon, începând de la căpșuni și până la caise și până la pierse și până la mere și până la struguri, și, toate conțin o dulceață naturală, fructoza, care e mult mai asimilabilă decât zaharoza sau glucoza. Să eliminăm zahărul? Pe cât posibil să le eliminăm definitiv din alimentația noastră. Cum adică se după, spune, să lipsească cu desăvârșire. Da, adică. Da. Unii spun că este, după unele teorii, mai dăunător chiar decât alcoolul, zahărul rafinat. Că există zahăr de melasă brun care se poate utiliza foarte bine. Și cel mai bun zahăr care îl folosesc eu din America de Sud, din melasă, de trestie de zahăr, nu din sfeclă, din trestie de zahăr, concentrat la razele solare. Sunt tăvi întinse la razele solare și melasa aceea extrasă din trestia de zahăr se evaporă apa și rămâne un zahăr puțin cam umed, dar de foarte bună calitate și perfect asimilabil. Formă
bogăția produsele stupului care pot fi și trebuie să fie utilizate în alimentație. Ce procent îl ocupă carnea în alimentația noastră zilnică? Carnea, în orice caz, este absolut necesară în primii 18 ani a individului. Mă refer la carnea roșie. Fiindcă, spre deosebire de proteinele de origine vegetală, carnea roșie conține 4 sau 5 aminoacizi esențiali absolut necesari pentru formarea corpului fizic și a mentalului. Deci, să nu cădem în extremele pe care le au unele secte religioase, că de la sân îl trec direct pe ștevie și lobodă și mai știu ce pe copil, acestea vor fi handicapați, vor fi retardați. Deci e foarte important că atunci până se formează corpul perfect fizic, 18-20 de ani, să introducem cel puțin de 2 ori pe săptămână și carne roșie. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, diminuăm cantitatea de carne și o înlocuim încet cu proteine mai ușoare, de la pasăre, de la proteine de pește, care de bună calitate, bineînțeles. Eu optez pentru peștele de apă dulce, fiindcă, vedeți, mările și oceanele sunt din ce în ce mai poluate și sunt cimitire de radioactivitate, de substanțe radioactive în mări și oceane, care trec în carnea peștelui și numai din zonele arctice, polare, sigure, unde nu există poluare, pot folosi pește oceanic. Peștele de apă dulce, mă refer, este șalău, ștuca, bibanu, avatu și cleanu. Trăiesc în ape curate, în râurile interioare, în lacuri, unii, și sunt de bună calitate, fiindcă în momentul când pătrunde o substanță poluantă, nocivă în apă, peștele moare, se ridică cu burta în sus și nu supraviețuiește, deci este și indicator al gradului de poluare a apei. Putem avea carne în fiecare zi, la fiecare masă, sau cum este mai sănătos? Să fie destul de variată alimentația. În orice caz, la fiecare alimentație, cel puțin 30% să fie hrană vie, foarte puțin prelucrată termic sau dacă e nevoie pentru anumite afecțiuni, zadărată fierte în abur, nu în apă și apă aruncată, toate sările minerale se aruncă fierte în abur. Și cel puțin de 3 ori pe săptămână ar fi lunea, miercurea și vinerea să recurgem la o alimentație mai ușoară, la tradiționalul post. Vegetale, mai mult vegetale pentru desintoxicarea organismului, dar asigurarea cantității necesare. Iar în ceea ce privește cantitatea, trebuie dirijată per kilocorp. Peste tot să spun, bezi 2 litri de lichide. 2 litri de lichide sunt necesare la un om care are 70-80 de kilograme, dar unul care are 50 de kilograme ajunge 1,5 litri. Așa mai departe. Adevărat. Da, nu există așa. Iar dacă are 100 de kilograme, îi trebuie 2,5 litri, 3 litri pe zi. Deci în funcție de asta. Trecem la un alt aspect. Am vorbit despre spiritualitate, de alimentație, de iubire, de legătura cu Dumnezeu. Este importantă rugăciunea? Este foarte importantă, fiindcă atunci trecem într-o comunicare în ceea ce am numit a celor nevăzute.
dar existente. E o comunicare directă între creator și creație. Și marea satisfacție o ai când știi că te-ai urcat din ce în ce mai aproape de vârful piramidei. De ce am iubit totdeauna muntele? Fiindcă muntele mi-a dat ocazia nu numai să înving prin efortul meu fizic în înălțime, ci pe măsură ce mă urcam mai sus, orizontul în toate domeniile era mai larg, vedeam mai mult. Și dacă legătura mai făceam, cu natura ar putea fi... Cu natura și în momentul când ai ajuns sus de tot, atunci știi că ești tu și deasupra ta este numai Creatorul. E o senzație extraordinară. Asta este cucerirea vârfurilor adevărate. În cunoaștere, în iubire, în dragoste, în acțiunile noastre pozitive de fiecare zi. Aș mai avea o singură întrebare. Este un subiect foarte interesant pe care l-ați mai abordat așa din când în când în interviurile dumneavoastră. Misiunea dumneavoastră ONU în țările, în Afganistan, da, de exemplu, în țările arabe sau în... Da, în special în Pakistan, în Afganistan, în India, și în special în Nepal, Sikkim, Bhutan, în țările sub-himalaiene, unde am avut o misiune deosebită de a crea și a învăța pe cei din zona respectivă să-și valorifice propriile lor resurse naturale. Fiindcă așa cum era și în România, de foarte multe ori și noi și ei exportam materii prime care erau prelucrate în alte țări mai avansate tehnic decât ei și se întorceau sub formă de produs finit de 10 ori mai scump decât ar merita să fie. Și atunci misiunea mea a fost să învăț să-și cunoască în primul rând resursele naturale. Cum a fost interacțiunea cu oamenii? Care vi s-a părut grea această adaptare? Pentru că vorbeam puțin mai devreme, au fost câțiva ani în care ați da, stat 10 acolo. Ani am lucrat. În orice caz, peste tot, eu m-am înțeles foarte bine cu oamenii datorită faptului că i-am respectat obiceiurile, credința, tradiția lor și le-am explicat cum ar putea să trăiască mai bine în viitor. Deci, această comunicare și prietenie cu cei de alte religii, alte convingeri și de multe ori, să știți, că am luat și de la ei, am mers să îi învăț, dar am luat foarte multe lucruri native, naturale, în special cele spirituale, cum am găsit în budism, de exemplu, în Tibet, în zonele respective. Am învățat foarte mult și de la ei. Deci această comunicare între ei și mine a fost permanentă și tot așa, pe baza structurii native a mele de a iubi tot ce viu pe planeta noastră. Ce principiu vi se pare cel mai folositor pentru noi, pe care l-ați văzut acolo? Principiu de viață, ce sfat, ce... Ceea ce m-a impresionat a fost o idee superioară în budism, de exemplu. La ei nu există noțiunea de iad. La ei există reîncarnări succesive, care sunt mai mult pe plan spiritual, transmiterea ADN-ului de la o generație la alta. Și la ei spun așa, prin viața ta de om, în funcție de ceea ce faci, poți să devii spirit pur sau, dacă nu, intri în neant, în non-existență, în gaura neagră. Deci nu e
ca în creștinism, ideea de iad și rai. Există numai rai sau deloc? Fiindcă ei consideră că dacă Zeitatea Supremă e desăvârșită, nu poate deveni torționar să te bage în smolă, să te ardă și să fie torționar. Vedeți? E o superioritate și în gândire și în... Și altfel te simți când gândești la fel. Deci, practic, principiul ar fi cumva același, că nu ai decât o singură șansă, aceea de a fi bun sau de a încerca pe parcursul vieții tale să devii... Să devii bun sau să nu mai... Sau să nu mai existi. Așa mulțumim. Că...